Președintele Administrației Fondului pentru Mediu a adus mai multe detalii importante privind perioada în care se vor desfășura înscrierile pentru viitorii prosumatori. În primă instanță, președintele Administrației Fondului pentru Mediu a vorbit despre bugetul pe 2024 în cazul acestui program, anunțând că anul acesta se va lansa o nouă sesiune Casa Verde Fotovoltaice. Împreună cu Ministerul Mediului s-a hotărât acordarea a 2 miliarde de lei, prin intermediul cărora aproximativ 100.000 de persoane fizice vor beneficia de o factură mai mică la electricitate. În ceea ce privește înscrierea din următoarea sesiune de finanțări, există anumite detalii legate de dată care trebuie stabilite. Se pare că nu se vor mai acorda mai multe zile pentru fiecare regiune, deoarece în doar câteva minute banii au fost epuizați. Astfel se va merge pe același sistem, dar se va dedica o singură zi fiecărei regiuni în ordine alfabetică. Panourile fotovoltaice au devenit tot mai dorite de către români, chiar dacă ajutorul statului este încă prea mic în comparație cu alte țări europene. Mulți români și-au asigurat prin energia verde consumul în gospodărie, iar unii au devenit chiar prosumatori. Legislația în domeniu rămâne totuși mult prea greoaie și oamenii se lovesc de birocrație la fiecare pas.